cum sărbătorile de iarnă bat la ușă, nu puțin au fost cei care s-au grăbit să împodobească deja bradul de Crăciun. Tradiția spune că pomul ar trebui să fie decorat cu o noapte înainte de marea sărbătoare. Vedetele autohtone însă au furat startul anul acesta și, cum era de așteptat, au postat în mediul online imagini cu pomul împodobit. Printre cei care au vrut să le arate fanilor cât de creativi sunt, se numără și Elena Gheorghe, care a urnat bradul chiar de Sfântul Nicolae. Artista ar fi ținut cont de dorința fiicei ei, care și-a dorit un brăduț special. Ame și-a dorit de ziua ei un brăduț cu balerine, unicorni, fluturași și ursuleți. Dorian Popa și iubita lui Claudia Iosif și-au decorat casa în alb cu ornamente exclusiviste. Așa cum era de așteptat, nici bradul nu a făcut excepție. Andreea Bănică a ales anul acesta pentru pomul de Crăciun podoabe în tente de roz. A mărturisit fanilor că a fost dorința copiilor, care au vrut un brăduț jucăuș, astfel l-au decorat împreună cu trandafiri și pene. Am împodobit brăduțul, după o zi întreagă de lucrat și negociat, suntem foarte fericiți cu ce a ieșit. Copiii și-au dorit brăduțul roz anul acesta, așa că le-am făcut pe plac. O altă vedetă foarte activă pe rețelele de socializare care și-a împodobit deja bradul este Adelina Pestrițu. Pentru că anul acesta Adelina s-a mutat în casă nouă, a ținut musai să aibă un brad pe măsură. Crăciunul de anul acesta este special. Astăzi am făcut primul brad în noua casă și suntem tare încântați de ce a rezultat. În casa noastră se simte spiritul sărbătorilor mai mult decât oricând. Dacă nu sunteți foarte inspirați și nu aveți idei noi în ceea ce privește decorarea casei de sărbători, puteți să împrumutați din ideile vedetelor noastre.